Astăzi sărbătorim un mare eveniment al creștinătății. În evenimentul acesta este scris în Biblie și este scris în toate patru evanghelii. Este scris în Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca și Evanghelia după Ioan. Eu astăzi mă voi opri la ceea ce este scris în Evanghelia după Ioan. Și evenimentul este descris în tot capitolul 12. La prima vedere îți pare că sunt doar câteva versete acolo care vorbesc despre intrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar eu nu mă voi opri numai la însăși evenimentul întrării. Eu vreau să privim la toată ziua, de dimineață până seara, chiar mai mult, chiar vreau să văd ce a fost și în ajunul acestei zile, ce s-a întâmplat. Așa că vă rog să deschideți împreună cu mine Biblia la Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Până ajungem la capitolul 12, vreau numai pe scurt să vă prezint contextul acestei Evanghelii. Deci, evanghelistul Ioan a fost unul din ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. El a fost martor ocular la tot ceea ce a vorbit. Evanghelia lui Ioan este puțin deosebită, scrisă puțin dintr-un alt unghi decât celelalte trei evanghelii. Celelalte trei evanghelii se numesc sinoptice pentru că ele prezintă cam aceleași evenimente și cam în aceeași ordine. Evanghelistul Ioan a luat lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Chiar uitați-vă cum se începe Evanghelia lui. El începe Evanghelia din veșnicie. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și apoi Ioan începe a depăna șirul evenimentelor. În capitolul 20, la versetul 30 și 31, apostolul Ioan ne-a spus foarte clar care a fost scopul lui în scrierea acestei evanghelii. El a zis așa: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, adică în Evanghelia după Ioan. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi, adică noi, cititorii și toți cititorii acestei evanghelii, și ca să vedeți că nu este numai pentru preoți, dar tocmai este scrisă pentru toți oamenii, pentru oameni necredincioși, pentru oameni indiferent de religia lor, toți oamenii din lume. Zice, lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Deci Domnul Iisus, evanghelistul Ioan, și-a organizat Evanghelia lui într-așa un fel, încât a prezentat 7 minuni pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos și care au scos în evidență dumnezeirea, divinitatea Domnului Iisus Hristos. Penultima minune care a făcut-o Domnul Iisus Hristos a fost învierea lui Lazar. Minunea aceasta este prezentată în capitolul 11. Lazar era un prieten a Domnului Iisus Hristos, avea două surori, Marta și Maria, locuiau în Betania, și Lazar a murit și a stat 4 zile în mormânt și apoi a venit Domnul Iisus Hristos și l-a înviat. Și acum te așteptai, după ce a făcut Domnul Iisus așa mari minuni, mai ales după ce a făcut minunea aceasta, a înviat un mort care stătea deja, când au vrut să deschidă mormânt, au zis: Doamne, nu da într-o parte, miroase greu, dar omul acesta a ieșit de acolo înviat. Te așteptai după o astfel de minune, toți oamenii să creadă că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și să înceapă a-L urma. N-a fost chiar așa. Preoții cei mai de seamă, adică liderii religioși, conducătorii religioși a confesiunii majoritare care era atunci în Israel, cei care dădeau tonul mișcării religioase din Israel, ei au luat hotărârea împreună cu marele preot al lor, au luat hotărârea să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. Ei erau foarte invidioși, foarte geloși pe ceea ce se întâmplau, pentru că vedeau că tot mai mulți oameni trec de partea Domnului Iisus Hristos. Ei își pierdeau oameni din confesiunea lor care treceau la Domnul Iisus Hristos. Să știți că Domnul Iisus Hristos a fost privit de ei ca și un eretic, ca și un sectar. Și toată învățătura Domnului Iisus Hristos a fost privită de ei ca și una sectară. A fost totdeauna condamnată de ei, totdeauna blamată de ei, totdeauna blestemată de ei. Așa au procedat ei. Acum au ajuns până acolo încât au luat hotărârea să-L omoare. Așa au hotărât ei să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos, au aranjat toate lucrurile, chiar au spus așa, se încheie capitolul 11. Zice, preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este Iisus, să le dea de știre ca să-L prindă și să-L omoare. Așa au vrut ei să se lupte cu Domnul Iisus Hristos și așa au vrut să oprească.
Vreau să știți, creștinismul inițial a fost privit ca o sectă a iudaismului, că așa i-au privit evreii iudei, așa i-au privit pe creștini ca pe niște sectanți. Acum, împărăția lui Dumnezeu, biserica, a crescut foarte mult și a ajuns în lumea întreagă. Cu părere de rău și în biserică, se repetă acum aceeași istorie. Dar despre aceasta vom vorbi mai târziu. Să mergem acum nemijlocit la ziua care a fost înainte de florii, Sâmbăta Floriilor. Apropo, de unde s-a luat ziua, numele acesta de florii, el nu este scris în Biblie numele de florii, și numele de florii se pare că s-a luat de la o sărbătoare romană, când sărbătoreau niște zei păgâni. Dar noi nu ne oprim azi la aceasta. Apropo, este un articol foarte bun, scris de soția mea, puteți să-l găsiți pe internet, să-l citiți și veți afla mai mult despre originea cuvântului. Pe noi însă nu ne deranjează așa tare, dacă ați văzut, nici măcar n-am zis florii, nu contează asta. Noi știm foarte bine acum ce sărbătorim. Noi sărbătorim intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Ei bine, în sâmbăta acestui eveniment, Domnul Iisus Hristos a venit în Betania. A venit în casa lui Lazar și a surorilor lui Marta și Maria. Pe când stătea Domnul Iisus acolo, Maria, care mai înainte, știți, a stat la picioarele Domnului Iisus Hristos și a ascultat cuvintele lui, și Marta era foarte supărată pe ea atunci. Însă Maria acum a făcut o faptă extraordinară. Domnule, stau și mă gândesc, cum a știut Maria momentul ăsta? Ea a fost foarte atentă la tot ce a spus Domnul Iisus Hristos. Avea un vas cu nard curat care costa peste 300 de dinari. Asta era cam aproximativ plata pentru un an de zile. Și Maria a ținut nardul, mirul acesta din nard curat, l-a ținut și în seara aceea ea a luat mirul acesta și ea l-a uns pe Domnul Iisus Hristos. I-a uns mâinile, picioare, l-a uns pe Domnul Iisus Hristos cu părul ei, a șters și în felul acesta ea de fapt a arătat o închinare unicală. Biblia spune că ea l-a pregătit și Domnul Iisus spune l-a pregătit pentru înmormântarea lui care urma să fie. Unul din ucenici, Iuda, Iscarioteanu, el a zis, dar ce se face risipa asta așa mare? Parcă ar fi făcut-o el, știi? Ce se face risipa asta așa mare? Banii ăștia, zice, i-am fi putut da săracilor. Numai că el nu se gândea la săraci, el era un hoț și un tâlhar. Și pentru că ținea punga, el băga mâna și lua din pungă și acum îi părea rău că n-au ajuns banii aceștia în pungă ca să-i fi putut lua el. Dar Domnul Iisus Hristos a zis, l-a oprit, să nu zică vorba aceasta. Domnul Iisus a spus că Maria a făcut un lucru care va ajunge să fie cunoscut peste tot. Și astăzi, iată, vedeți, eu îl pomenesc din nou lucrul acesta. Pentru că Maria l-a pregătit pe Domnul Iisus Hristos pentru înmormântarea lui. Acum, Scriptura ne mai spune aici, la versetul 10, de fapt de la versetul 9, o mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania. Betania nu-i departe de Ierusalim, e aproape. Și ei au venit acolo nu numai pentru Iisus, dar erau foarte curioși să-l vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Cine nu vrea să vadă un om care a fost înviat din morți? Să-l vezi pe cineva despre care îți spune că a stat 4 zile în mormânt mort și când a fost chemat a ieșit viu de acolo. Deci oamenii mergeau să-l vadă și pe Lazar. Dar preoții cei mai de seamă, liderii religioși ai poporului, liderii confesiunii majoritare, ei au hotărât să-l omoare și pe Lazar, nu numai pe Iisus. Pentru că din pricina lui Lazar, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Mulți părăseau confesiunea majoritară și plecau în secta aceasta care a pornit-o Domnul Iisus Hristos și care este biserica lui, care eu numeau sectă. Așa procedau. Și iată cum îi vedeți, preoții aceștia mai de seamă, în plină campanie antisectară, ei au hotărât să aplice niște metode ortodoxe de constrângere. Chiar și eu îmi puneam întrebarea când am auzit despre metode ortodoxe de constrângere la dresliceni, mă gândeam, dar care ar putea să mai fie alte metode ortodoxe de constrângere? Că așa preotul de acolo a spus, dacă voi nu veți pleca, atunci vom aplica niște metode ortodoxe de constrângere. Și eu mi-am amintit imediat cum odată în satul Susleni, doi preoți, frați de trup, au venit și ei au dat pe față ce metode ortodoxe de constrângere. Au zis, dacă nu plecați acum de aici, vom chema toți creștinii ortodoxi să vă scoată cu furcile din sat. Deci Domnul Iisus Hristos n-a învățat așa metode de constrângere niciodată. Ei, uite aici, liderii acestei confesiuni, ei au aplicat niște metode de constrângere și ei s-au gândit să-L omoare pe Domnul Iisus și dacă este posibil, să-L omoare și pe Lazar ca să șteargă cumva în urma, să nu mai fie, să nu se întâmple nimic. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic,
și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el. După cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Prorocia aceasta a fost scrisă în prorocul Zaharia, a fost scrisă cu mult timp înainte. Acum, foarte interesant, toată mulțimea era ignorantă, nu prea știa, nu înțelegeau ei ce fac. Mulțimea a îndeplinit profeția fără ca să-și dea seama. De fapt, și mai marii preoți au îndeplinit profeția fără să-și dea seama. Ucenicii tot nu și-au dat seama atunci la moment, zice, mai târziu și-au dat seama. Mai târziu ucenicii au înțeles, când s-au întâmplat toate lucrurile și au amintit că lucrurile acestea au fost scrise în prorocul Zaharia și iată că s-au întâmplat, așa a intrat Domnul Iisus în Ierusalim. Așa au anunțat prorocii mai înainte evenimentul acesta. Dar, mai spune Scriptura aici așa, toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase, mărturiseau despre el în ziua aceasta, spuneau la oameni. Și norodul i-a ieșit întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Dar fariseii au zis, deci, între ei, unii altora. Și apropo, vreau să vă zic cine sunt fariseii. Fariseii, ei au apărut după ce poporul Israel a trecut printr-o mare încercare. Antioch Epifan a fost un împărat a Siriei care s-a bătut cu împăratul Egiptului. Și toate bătăliile astea au decurs pe teritoriul Israelului. Și când s-au dat bătăliile acestea, Antioch a fost un om nebun. El și-a zis Epifan în sens că ar fi întruparea lui Dumnezeu, arătarea lui Dumnezeu, dar lumea l-a numit Epiman, ceea ce înseamnă nebun, că a fost un om nebun. Și omul acesta a hotărât să oprească orice fel de închinare în Israel. A oprit sâmbăta, să nu mai fie sărbătorită sâmbăta. A făcut așa ca în templul lui Dumnezeu să fie adus și pus pe altar carne de porc. Deci aceasta este o blasfemie nemaipomenită. Și iată, atunci o mare parte din copiii lui Israel n-au rezistat și ei s-au lăsat de credința lor. Însă au fost o parte din oameni care nu s-au lăsat de credința lor, care au stat tari, ei au mers prin munți, au fugit, s-au bătut, a fost un război îndelungat. Și când s-au întors lucrurile la normal, cei care au stat tare în credință, i-au zis, noi nu mai vrem să avem nimic de-a face cu cei care au cedat. Chiar dacă ăștia puteau să se pocăiască și ei să revină la normal, să trăiască viața normală. I-au zis, nu, noi nu mai putem sta deopotrivă cu ei, nu putem sta alături cu ei. Și atunci ei s-au separat. Și rădăcina cuvântului fariseu înseamnă separat, adelionă în limba rusă. Deci oameni care s-au separat. Ei au vrut să se separe ca să nu mai stea mai mult cu ei. Și ca să iasă cumva în evidență, să se deosebească de oamenii aceștia, ei au luat și adăugat la ceea ce este scris în Scripturi, ceea ce deja era adăugat, că au adăugat până la ei mulți, ei au luat și au mai adăugat încă 600 de porunci. Încă 600 de porunci. Să nu faci așa, să faci așa. Unele din ele chiar cu totul banale, cu totul banale. De exemplu, dacă s-a ouat găina sâmbăta, să nu mănânci ouă acela pentru că ea s-a trudit. Păi gândiți-vă și dumneavoastră, asta e poruncă de om sănătos la cap, așa se face o interpretare a poruncii, 6 zile să lucrezi și ziua 7 să te odihnești, iată până acolo au ajuns ei să facă interpretări. Oamenii aceștia aveau filacterii, ei dacă mergeau în piață și se întorceau acasă, numai decât trebuiau să-și facă o baie întreagă. Deci toate lucrurile le făceau cu atâta minuțiozitate și pe toți restul îi judecau și îi socoteau că sunt întunecați, pierduți, născuți în păcat, deci ei considerau că sunt cei mai zeloși și apropo, ei considerau până în ziua de azi în iudaism, partida lor este considerată ortodoxă. Ce înseamnă ortodox? Vreau să înțelegeți cuvântul ăsta. Cuvântul ortodox este un cuvânt grecesc care înseamnă ortos, înseamnă drept. Doxa înseamnă slavă, ortodox înseamnă drept slăvitor. Dar în fiecare religie sunt cineva care pretind că ei păstrează originile și sunt de la origini, dar de fapt cam în toate religiile se repetă aceeași istorie. Ei adaugă mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, tot mai mult adaugă ceva și apoi apar alții care zic stați, voi cu totul ați deviat de la origini, hai să întoarcem înapoi la origini. Uite, așa s-a întâmplat și în vremea Domnului nostru Iisus Hristos. Cele mai multe confruntări Domnul Iisus Hristos le-a avut cu farisei și cu cărturarei și uneori chiar îi numea fățarnici lor ce sunteți. Vă amintiți într-un loc unde le spunea, voi zice,
Ați lăsat cuvântul lui Dumnezeu, ați lăsat frumos cuvântul lui Dumnezeu într-o parte și ați pus datina voastră mai presus. În folosul datinii voastre faceți totul, dar cuvântul lui Dumnezeu l-ați lăsat la o parte. Deci, vedeți, istoria se repetă, istoria se repetă. Acum, deci tot în ziua aceea, ce s-a întâmplat mai departe? Care a fost următorul eveniment? Acolo, în Ierusalim, erau niște greci. Niște greci care au venit la sărbătoarea Paștelui în Ierusalim. Oamenii aceștia îl căutau pe Dumnezeu adevărat. Toți grecii se închinau la idoli și idoli, idoli peste idoli. Știți voi că ați învățat la școală mitologia greacă. Noi învățăm ca mitologie, dar pentru ei nu era mitologie. Ei credeau că totul este adevărat. Tot ce ați învățat voi ca și mitologie la școală, ei credeau că este adevărat. Aceia erau zeii lor. Însă grecii aceștia, ei îl căutau pe Dumnezeu adevărat. Și ei au venit la Ierusalim ca să-L caute pe Dumnezeu adevărat. Au vrut să cunoască pe Dumnezeu. Și când au auzit despre Domnul Iisus Hristos, s-au apropiat, de cine s-au apropiat aici, zice? S-au apropiat de Filip. S-au apropiat de Filip și au zis, Domnule, noi am vrea să-L vedem pe Iisus. Și Filip s-a apropiat și a spus lui Andrei, Andrei, auzi, oamenii ăștia vor să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și amândoi, s-au apropiat amândoi la Domnul Iisus Hristos și au zis, Doamne, grecii aceștia vor să facă cunoștință cu Tine. Și imediat Domnul Iisus, uitați-vă ce frumos a răspuns Domnul Iisus deodată. Când i-au zis Andrei și Filip lucrul acesta, el a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului în auzul la toată lumea. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine este acest grăunte de grâu? Domnul Iisus Hristos vorbea despre Sine, despre moartea Sa vorbea continuu. Și El spunea că este grăuntele de grâu care a căzut pe pământ. Și acum trebuie să moară ca să aducă multă roadă grăuntele acesta de grâu. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urește viața în lumea aceasta o va părăsi, o va păstra pentru viața veșnică. Vedeți ce frumos Domnul Iisus. Grecii au venit pentru curiozitate să se întâlnească cu El. Însă Domnul Iisus deodată le-a vorbit grecilor despre persoana Lui și despre viața veșnică. Pentru că viața veșnică nu poate fi altfel decât prin Domnul Iisus Hristos. Am văzut săptămânile trecute pe Facebook, au apărut de mai multe ori câteva imagini când cineva scria că oamenii, toată România își îndreaptă privirea ori spre un sfânt, ori spre moaște, ori spre nu știu ce, ori au făcut din Arsenie Boca, au făcut parcă ar fi El Mântuitorul sau Fecioara Maria, dar Domnul Iisus Hristos este lăsat într-o parte și cineva a strigat acolo, exclama prin niște imagini, Domnul Iisus este Mântuitorul, ce faceți? Îl puneți pe Domnul Iisus în umbră. Domnul Iisus este sămânța aceasta care a căzut din cer pe pământ, care moare și învie ca să dea viață la toți. El a venit să aducă viața veșnică. Lăsați toate celelalte lucruri. Au oamenii merite, îi vorbim, dar au locurile lor. Numai nu-L schimbați pe Domnul Iisus cu altceva. Domnul Iisus mai departe a zis, dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Iată imediat cum le-a prezentat în câteva versete la acești greci care au fost curioși să facă cunoștință cu Domnul Iisus, în câteva fraze le-a prezentat viața veșnică. Le-a prezentat că viața veșnică poate fi prin El. Doar prin jertfa Lui, El, grăuntele care va muri și va aduce multă roadă. Viața veșnică poate fi numai urmându-L pe Domnul Iisus Hristos și numai slujindu-I Lui. Dacă nu-I slujești Lui, nu poți avea viața veșnică. Domnul Iisus a continuat mai departe și a zis de la versetul 27, acum sufletul meu este tulburat. Și noi știm de ce era tulburat, pentru că se apropia răstignirea, foarte aproape era răstignirea, în câteva zile, în 4-5 zile urma răstignirea. Domnul Iisus zice, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, indiferent ce mă așteaptă înainte, cât de grea este, cât de greu este paharul acesta care trebuie să-l beau, Tată, a zis el, proslăvește numele Tău. Și din cer, imediat s-a auzit un glas, atunci, în ziua aceea, în ziua de flori, ca pe acum, uitați cum era afară, s-a auzit din cer un glas care a zis, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Glasul acesta cred că a fost așa de tare, încât norodul care stătea acolo și care a auzit glasul, a zis că a fost un tunet. Așa un glas a fost din cer. Dumnezeu a zis, L-am proslăvit numele meu și îl voi mai proslăvi. Urma crucea,
Atunci urma Dumnezeu să-și proslăvească numele. Urma învierea, urma duminica dimineața, urma învierea, când Dumnezeu urma să-și proslăvească numele. Și Dumnezeu din cer a zis, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Alții ziceau, un înger a vorbit cu Domnul Iisus. Deci totuși oamenii au înțeles ceva. Unii au crezut că e un tunet de la ce s-a auzit. Alții au crezut că a vorbit un înger. Și atunci Domnul Iisus a venit să explice. Și Domnul Iisus a răspuns așa, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acestea. Acum stăpânitorul lumii acestea, diavolul, va fi aruncat afară. Prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, diavolul a fost lipsit de putere asupra noastră. Diavolul a fost lipsit de putere asupra omenirii. Diavolul a fost total dezarmat. Ca să nu mai zicem total legat. Gata, diavolul a fost lipsit de puterea asupra noastră. Dacă ne-a oprit și ne-a împiedicat până aici, ca să ajungem în împărăția cerurilor, de acum nu mai poate. De la jertfa aceea care urma să se aducă, atunci, în câteva zile, nu mai putea să mai facă nimic. Și după ce voi fi înălțat, a zis Domnul Iisus Hristos, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și el când vorbea astfel, când zicea că va fi înălțat de pe pământ, el vorbea despre ce moarte avea să moară, adică despre răstignirea sa, că la răstignirea sa a fost înălțat de pe pământ, a fost înălțat pe cruce. Totuși, zice, norodul i-a răspuns, noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici tu că fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiu al omului? Vedeți, oamenii foarte greu foarte greu înțelegeau lucrurile. Cărturarii și farisei și preoții cei mai de seamă i-au învățat cu privire la ouă, că dacă se ouă găina sâmbăta să nu mănânci ouă acela. I-au învățat lucruri bizare de-a dreptul, bizare, că ei toată ziua stăteau și se certau. Dacă îți speli mâinile, ei ziceau, cum e corect să le scoți din apă ca să fii curat? Așa? O parte ziceau așa, dar altă parte ziceau, nu, murdăria rămâne pe vârful degetelor, trebuie să le scoți așa. Dacă le scoți așa, atunci degetele rămân curate. Iată ce discutau ei. Dar profețiile și cuvântul lui Dumnezeu nu-l prezentau poporului. Și poporul era în întuneric, cum și astăzi poporul este în întuneric, pentru că și astăzi tot așa. Oamenii sunt învățați tradiții goale, obiceiuri goale, învățături omenești care nu au nimic de-a face cu mântuirea. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu-l cunosc oamenii. Așa era și atunci. Așa că oamenii curioși, săracii au venit la Domnul Iisus, dar nu înțelegeau. Nu înțelegeau ce vorbește el. Zice, noi am auzit așa, dar explic, dar cum e? Și Domnul Iisus le-a răspuns, el le-a zis, lumina, adică el, Domnul Iisus, mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric, nu știe unde merge. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei, s-a ascuns de oameni. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, ei tot nu credeau în el. Oamenii aceștia, o parte l-au întâmpinat, au aruncat cu mulțimea. Vedeți cum e mulțimea? Oamenii, când s-a lipesc, este efectul acesta al mulțimii. Când oamenii fac și rău și bine. Azi m-am rugat așa de tare cu toată familia dimineața, ne-am rugat, Doamne, păzește lucrurile în piață să fie bine azi, pentru că efectul ăsta mulțimii e foarte periculos. Oamenii în mulțime, dacă toți aruncă, fug toți și rup ramuri de finic și aruncă ramuri de finic la picioarele lui Iisus, fuge și el și aruncă. Nici nu înțelege de ce faci, dar aruncă și el. Dacă toți își aruncă cainile, aruncă și el. Dacă toți strigă, răstignește-l, strigă și el. Dacă toți strigă, dă-ne-l pe Baraba, strigă și el, dă-ne-l pe Baraba. Iată cum se poartă un om care este în întuneric. Un om care este în întuneric, el n-are temelie. Omul care are credință în Dumnezeu și care are cunoștință, care este în lumină, omul acesta acționează totdeauna în viața lui potrivit cu Sfintele Scripturi și în lumina Sfintelor Scripturi. Însă cel care este în lumină, el merge așa, vedeți, dintr-o extremă în alta. Acum au aruncat ramuri de finic, acum spune despre ei că ei tot nu credeau. Și măcar că făcuse atâtea semne și iarăși cu profeției din Isaia, zice, astfel se întâmpla profeția din Isaia care a spus că vor privi cu ochii lor și nu vor înțelege. Vor asculta cu urechile lor și vor privi cu ochii, nu vor vedea, vor asculta cu urechile, nu vor înțelege. De ce așa? Pentru că ei și-au închis urechile, și-au închis ochii, și-au astupat urechile ca să nu înțeleagă. Acum vreau să vă atrag atenția la versetul 42. Zice aici, totuși,
Chiar dintre farisei, mulți au crezut în el. Atunci, de ziua în ziua de florii. Dar de frica fariseilor, nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Posibil sunt și aici în biserică, avem unii de ăștia, dar la Facebook și la YouTube și când veți privi, sunt sigur că sunteți printre voi unii din categoria aceasta. Vouă vă place să aveți o religie comodă. O religie comodă pentru lumea aceasta. Ca să fii în rând cu lumea. Toți fac așa, faci tu așa, ca să nu dai un prilej de discuții la nimeni și voi ați ajuns la convingerea că Domnul Iisus este Mântuitorul lumii. Voi ați ajuns la convingerea că ceea ce scrie în Noul Testament este învățătura curată a Domnului Iisus Hristos. Dar voi nu vreți să urmați învățătura aceasta, pentru că vă dați seama că dacă veți urma învățătura aceasta, va crea conflict cu confesiunea din care faceți voi parte, cu rudele voastre, cu familia voastră. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a spus că dacă cineva nu-și ia crucea și nu-l urmează, auzi, dacă vrei să fii ucenic a Domnului Iisus Hristos, trebuie să fii gata să-ți iei crucea. Știți cine își lua crucea? Aici nu vorbește despre o cruciliță la gât. Nu purtau oamenii cruciliță la gât, nici nu știau despre ea ce înseamnă ea atunci nimic. Crucea nu era nimic decât o unealtă de execuții. Un fel de scaun electric din zilele noastre de azi. Mai strașnic. Un fel de spânzurătoare, dacă vreți. Nu știu, ziceți-i cum vreți. Era o unealtă pe care erau executați oamenii. Și atunci, cine își lua crucea? Cel care era condamnat la moarte. Când un om era condamnat la moarte, el trebuia să-și ia crucea de la locul condamnării și să o ducă în spate până la locul executării. Exact cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus a spus așa: dacă cineva nu-și ia crucea, adică nu moare pentru sine și nu merge să-L urmeze pe Domnul Iisus fiind gata să moară în orice moment, nu este vrednic de El. Uite, printre fruntași au fost mulți care, au fost unii care au crezut în Domnul Iisus Hristos, dar de frica fariseilor și ca să nu fie dați afară din sinagoga lor, din societatea lor, să nu fie respinși de societate, de rude, de colegi la școală, de prieteni, ca să nu fie respinși, ei și-au sacrificat veșnicia. Așa vrei tu să faci, nu-ți pasă ție de veșnicia ta? Nu-ți pasă ție oare de veșnicia ta? Îți trebuie ție o religie de asta care este așa ca o nasture frumos, sau nu știu ce să zic, așa, ca o... Știi cum la mașini își mai fac tuning, știi, își pune tuning. Mașina merge așa și fără, dar își pun tuning la măcar. A, mi-amintesc când eram copii la biciclete, parcă n-ar fi mers bicicleta aceea dacă nu adunam toate stopurile și toate care le găseam pe... Iată, pentru unii oameni așa e religia, nimic mai mult religia pentru ei. Pentru ei religia e o înfrumusățare așa, ca să arate în rând cu lumea. Uite, cum ai făcut asta, mai făcut asta, dar nu, dragul meu, rostul religiei nu este tuning pentru viața ta aici, nu. Rostul religiei este ca să ajungi la Dumnezeu. Cuvântul religie înseamnă relegare. Omul prin păcat a pierdut legătura cu Dumnezeu. Și omul poate recăpăta înapoi legătura numai intrând în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos și urmând întru tot învățătura Lui. Altfel nu-i posibil. Acum, de la versetul 44 spune așa: Iisus a strigat: cine crede în mine? Nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însumi mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca Lui este viața veșnică. De aceea, lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Acum, în ultima vreme, în această campanie antisectară, care încă este în desfășurare în țara noastră, o învinuire care ne se aruncă des nouă, posibil și dumneavoastră v-a fost aruncată învinuirea aceasta, ați auzit-o de la unii care zic: da, cine sunteți voi baptiștii? Ați apărut și voi de, nu știu când, acum, de ieri, alaltă ieri,
voi nu aveți nici, nu aveți legătură cu apostolii, nu aveți legătură nimic. Și un argument este că, uite, aveți voi episcopi care să fie, să aibă consecutivitatea asta, succesiunea apostolică. Ce înseamnă succesiunea apostolică? Înseamnă că apostolii au hirotonisit pe cineva, aceia la rândul lor au hirotonisit pe cineva, au hirotonisit tot așa, și episcopii au putere, sau cum, slujitorii în biserică, au autoritate de la Hristos numai dacă ordinarea lor se trage de la cineva din apostoli. Dacă nu, atunci ei nu mai au nicio autoritate, nu au nimic. Deci, dragii mei, vreau mai întâi să vă spun că nicăieri nu găsim în Scripturi învățătura aceasta. A spus-o unul pe nume Tertulian, dar nu găsim nicăieri învățătura aceasta. Domnul Iisus Hristos totdeauna a insistat pe o învățătură foarte importantă. El spune cuvântul Lui, uitați-vă bine ce spune aici. El zice, dacă aude cineva cuvintele Lui, care sunt scrise în Noul Testament, și nu le păzește, nu eu îl judec, zice Hristos. Cuvântul acesta îl va judeca în ziua de apoi. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui, care îl găsim în Sfânta Scriptură, în Biblie. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui ca să fim mântuiți prin El. Cuvântul acesta este și a rămas același. Toți avem același cuvânt. Noi vrem să trăim acest cuvânt. Noi vrem să-L trăim acest cuvânt curat, cum a fost El lăsat. Noi ne-am întors la El. Și apostolii, la rândul lor, tot așa au spus. Niciodată apostolii n-au învățat că, uite, numai atunci când va merge succesiunea aceasta cu hirotonisia, cu ordinarea, numai asta stabilește dacă faci parte din biserica adevărată sau nu. Niciodată n-au învățat apostolii aceasta. Ba invers, știți ce au învățat apostolii? Ei au învățat așa, ei au zis să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Iuda în epistola sa așa a scris, să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Adică nu mai poate fi schimbată credința aceasta. La ea nu mai trebuie nimic de adăugat, din ea nu mai trebuie nimic de scos. Credința trebuie să rămână așa. Cu părere de rău, pe parcursul veacurilor au fost adăugate foarte, foarte, foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri au fost adăugate care sunt în contradicție cu Sfânta Scriptură. Eu vreau să vă zic, când am citit prima dată Biblia în întregime, eu nu știam nimic, nici despre baptiști, nici... eu știam numai despre biserica majoritară care era în țară, eu numai despre aia, acolo am mers. Dar eu am rămas adânc uimit să văd că ceea ce scrie în Biblie este o cu totul altă religie de ceea ce am văzut eu până atunci. Am rămas foarte uimit. Citind Noul Testament am văzut ce frumusețe aici, ce viață frumoasă e descris aici. Eu tot căutam să văd lucruri care eram învățat, că să mă rog la icoană în ungherul acela, că să fac semnul crucii cu limba când mă sperii, că lucruri de astea care am fost învățat. Eu căutam lucruri de astea să văd. N-am văzut nimic. N-am văzut nimic de felul acesta. Dar în schimb am văzut o frumusețe nemaipomenită. Deci, dragii mei, noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, ziua de florii, așa a încheiat. Cuvântarea lui din ziua de florii a încheiat-o cu importanța cuvântului său. N-a vorbit nimic nici despre succesiunea apostolică, n-a vorbit despre alte lucruri, a vorbit despre importanța de a păzi cuvântul lui. Le-a vorbit la cei care nu-l păzeau atunci, le-a vorbit celor care vor veni apoi pe parcursul secolilor și nu-l păzesc, ne-a vorbit la toți. Și El a spus prin cuvântul acesta, El a venit să ne aducă mântuirea și noi putem avea mântuirea prin cuvântul acesta. Dar dacă noi nu primim cuvântul acesta și îmbrățișăm o altă învățătură, atunci noi nu putem avea mântuirea. Prin cuvântul acesta vom fi judecați. Fiecare om trebuie să înțeleagă bine că vine o zi când se va înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și el va fi judecat după acest cod de legi. Codul de legi care este Sfânta Scriptură. După tot ce este scris în Sfânta Scriptură, va fi judecat fiecare om. Nu după învățătura unei confesiuni, sau a alteia, sau a treia. În lume sunt peste 40.000 de confesiuni creștine. Asta nu înseamnă că toate ele sunt drepte, dar nici nu înseamnă că niciuna din ele nu este dreaptă. Nu înseamnă niciuna, nici alta. Vreau să vă spun însă, vom fi judecați după cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ne cheamă să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dați-mi voie să vă adresez câteva întrebări. Ce stă la baza credinței tale? Ce stă la baza credinței tale? Stă cuvântul lui Dumnezeu? Sau stau tradiții sau niște învățături omenești? Sau ce ai apucat? Ce ai apucat de la
părinți. Sau nu știu de unde ai apucat. Ce stă la baza credinței tale? Ai primit tu mântuirea adusă de Dumnezeu prin credință în Domnul Iisus Hristos? Și urmarea cuvintelor care sunt scrise în Biblie, ai primit tu mântuirea aceasta? Ai crezut în Domnul Iisus Hristos? Dacă ai primit, umbli tu în lumină prin cercetarea Sfintelor Scripturi și trăirea lor? Sau rămâi în întuneric și în ignoranță și preferi să fii acolo? Acum, pe site-ul Moldova Creștină, să dau discuții acolo și mai răspund și eu, că dacă oamenii comentează și mă întreabă la articolele mele, răspund și eu. Și iată, un tânăr a venit să-mi dea o învinuire. Voi, zice, n-aveți nici succesiunea asta, nici succesiunea apostolică. Voi, zice, nici măcar n-aveți altar și catapeteazm în clădirea bisericii, zice, n-aveți. Lucruri care sunt scrise în Noul Testament. Lucruri scrise în Noul Testament, mă, ce? Unde-i scris în Noul Testament? Îți poți să-mi dai niște versete unde-i scris în Noul Testament despre catapeteazm, altar, în clădiri, unde sunt scrise acestea? Ați găsit voi, cumva? Poate am cercetat eu puțin, dar n-am găsit. I-am scris înapoi tânărului, dă-mi și tu, dă-mi înapoi, văd că taci, nu mai răspund nimic. Mi-a dat un verset care spune acolo că noi avem un altar din care n-au dreptul cei necredincioși de la evrei, dar acolo cu totul alte lucruri. Altarul acolo a fost Golgota, noi știm bine. Și el singur a dat explicația bună. Dar am zis, unde scrie despre lucrurile acestea în clădiri? Deci mă mir într-un veac al nostru, când oamenii au acces la cuvântul lui Dumnezeu, când pot lua Biblia, o pot citi, să rămâi așa în întuneric mai departe? Preferi tu să rămâi în întuneric? Nu trebuie să rămâi în întuneric. Ai crezut în Iisus pentru viața veșnică sau doar pentru viața aceasta? Știi, temi să nu fii respins de societate sau preferi să fii partea unei religii formale? Care să... O religie formală care s-a îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu și care nu aduce mântuire. Cum ești tu? Nu cumva ai ales așa? Te mulțumești cu așa o religie, o religie formală în care, că dacă urmezi religia aceasta, atunci poți fi în rând cu lumea și ești bine. Și n-ai niciun fel de probleme, îți pare ție. Aici n-ai probleme. Problemele adevărate vin în viitor. Ești gata să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos și învățătura Lui împreună cu cei care au ales să facă aceasta? Dacă ești gata să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos și dacă ai luat decizia aceasta, atunci eu te invit să te botezi împreună cu cei care au luat decizia să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și la data de 15 mai se vor boteza și te invit și pe tine. Pe toți cei restul, Dumnezeu să ne ajute să umblăm în lumină. Dumnezeu să ne ajute să iubim cuvântul lui Hristos, să-L păzim cuvântul lui Hristos și să-L trăim cuvântul lui Hristos. Iată așa, dragii mei, cu multă bucurie, vă mai felicit încă o dată și cred că ați văzut că Domnul Iisus în ziua de florii a vorbit despre mântuire și a insistat cât a putut ca oamenii să creadă în El ca să poată căpăta mântuirea. Hai să facem și noi același lucru și în ziua de florii și în fiecare zi să le spunem la oameni despre Domnul Iisus Hristos, să nu obosim a le spunem, să nu ne lăsăm intimidați nici de cei care ne numesc sectanți, care fac campanie antisectare împotriva noastră, de cei care ne batjocuresc, cei care ne defăimează, că Domnul Iisus Hristos ne-a prevenit despre aceasta. El a spus că așa au procedat cu El, care este Domnul, și noi ce vrem să fie cu noi mai bine? N-are cum fi mai bine. Cu noi tot așa vor proceda. Haideți să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos la toți oamenii. Dumnezeu să vă ajute. Haideți să ne rugăm pentru aceasta.